Canicula a început să pună stăpânire pe Roman. Mercurul din termometre a indicat astăzi temperaturi de peste 34 de grade Celsius, iar indicele de confort termic a atins nivelul maxim de 80 de unități. În aceste condiții, romașcanii au căutat umbra, limitându-și deplasările spre orele amiezii. Trebuie să ne protejăm cu pălării, după cum se vede, cu sticla cu apă în buzunar. Trebuie să facem față, ca de obicei, în alte sezoane, ca anii din urmă, că și în anii trecut ne-am confruntat cu canicula. Așa mai departe. În fiecare zi stăm pe la umbră, nu stăm la soare. Acasă avem apă rece, avem tot, nu umblăm prin soare. Știm despre ce-i vorba și ne încălzăm. În primul rând nu ies la orele astea, numai că am avut ceva de făcut. Stau în casă, dau multă apă. Cam atât. Tot pe la umbră stăm, suntem pe zona. Pe la umbră, că e cald. Da, e cald. Și luna care vine are căldură, luna rocopioare are cald. Stăm pe la umbră. Următoarele zile. Da, că suntem pe zona. Pentru canicolă s-a pregătit și conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, care s-a aprovizionat cu stocul necesar de medicamente. Ne pregătim cu un stoc separat pentru achiziția de produse farmaceutice care sunt absolut utile pentru această perioadă. Iar în acest an, mai mult ca în orice an, să spunem, perioada totuși ne-a devansat, perioada caldă, care a necesitat, evident, o reactivare, să spunem așa, a stocului de medicamente pentru perioada de caniculă. Nu au fost prezentări în acest moment, până în acest moment, să zicem, suficient care să ridice anumite semne de îngrijorare, dar pentru orice eventualitate, normal, pentru că din previziunile care se spun de către meteorologi, se pare că perioada de caniculă va fi o perioadă mult mai îndelungată în acest an. Suntem pregătiți, stocul de medicamente a fost suplimentat undeva la 250 de milioane, din care se va folosi numai strict pentru această destinație. Pentru prevenirea incidentelor în această perioadă cu temperaturi ridicate, medicii recomandă populației să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18, mai ales că sunt prognozate temperaturi și mai ridicate pentru zilele ce urmează. O categorie a populației extrem de fragilă în vremuri de caniculă sunt persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii. De asemenea, în perioadele de caniculă este recomandat consumul zilnic de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. Dacă este absolut necesar să ne expunem la soare în orele amiezii, trebuie să folosim o ținută adecvată, pălării de soare, haine lejere și ample, din fibre naturale de culori deschise. De asemenea, trebuie avut grijă de copii și de persoanele cu dizabilități, oferindu-le lichide chiar dacă nu le solicită.